Asociația filantropică Sfântul Nicolae de la parohia Valea Aurie 1 din Sibiu împlinește anul acesta 2 decenii de existență. Marțea aceasta, la centrul social al organizației, a avut loc o conferință dedicată momentului festiv, la care au luat parte reprezentanții ai asociațiilor filantropice din oraș. În deschiderea lucrărilor a fost citit și mesajul de fericitare adresat de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Sărbătorirea 2 decenii de activitate neîntreruptă a Asociației Sfântul Nicolae de la parohia din Valea Aurie ne fac să ne gândim mai bine la întrepătrunderea celor 2 activități complementare ale bisericii, pe care acum le vedem în mod deplin unite în activitatea parohiei dumneavoastră: liturghia și filantropia. Socialul și liturgicul trebuie să alcătuiască o unitate. În urmă cu 20 de ani, primele proiecte filantropice ale acestei asociații se derulau la demisolul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh, iar mai apoi în centrul din curtea locașului de cult. De-a lungul timpului, aici au fost dezvoltate numeroase proiecte pentru copii și bătrâni. În prezent, peste 25 de elevi primesc la acest centru de zi o masă caldă și participă la activități educativ-religioase. Mă simt astăzi foarte fericit și foarte bucuros, pentru că întâi de toate am reușit să adun oameni, 60 de persoane, din partea Arhiepiscopiei a Facultății de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu și toate oficialitățile municipiului Sibiu, asociații și fundații și alți invitați la această sărbătoare, 20 de ani de activitate social, filantropică, misionar, comunitară în parohia Valea Aurie. Sunt foarte bucuros pentru că începuturile au fost grele, începuturile au fost firave. De menționat este faptul că între școală și biserică, de la început, de când eu în 1990 am fost numit preot aici, a existat o legătură strânsă. Cu ajutorul școlii am identificat persoanele sociale, ar zice eu, copiii și vârstnicii care au fost într-o situație de risc, ar spune. La acest aniversar, munca și osteneala celor implicați în sectorul social a fost recunoscută prin numeroase acte de cinstire și mesaje de felicitare. Îl cunosc pe părintele Săsăușan de la înființarea asociației. Astăzi, la împlinirea vârstei de 20 de ani a fundației care activează în domeniul social, îi doresc să aibă mult succes, multă putere de muncă, astfel încât asociația să-și continue activitatea o perioadă cât mai îndelungată. A fost un, așa cum se spunea și la întrunire, un promotor al activității misionare, sociale, îmbinarea activității religioase cu activitatea socială pentru comunitate, pentru că nu este o activitate care se adresează așa la foarte, foarte mult, pentru comunitate mai mică, în care a reușit să strângă toți factorii din comunitatea respectivă, școală, sănătate, educație, biserică, instituții publice, la un loc și să facă un așezământ misionar, social, creștin, care să se adreseze acestei mici comunități și să-i sprijine în satisfacerea nevoilor lor sociale. Încă o dată, la mulți ani și felicitări! Și ne bucurăm că Biserica Ortodoxă este alături de noi și ne completează în activitățile noastre sociale. La final, copiii care frecventează centrul de zi al Asociației Sfântul Nicolae din Sibiu au prezentat un scurt moment artistic. Da.